Cea de-a cincea ediție a Festivalului Pâinii și Portului Popular s-a desfășurat recent în satul Mândâc cu scopul de a transmite și promova tradițiile și obiceiurile populare specifice localităților. Debutul evenimentului a fost despre Portul Popular, afirmă primarul, dar gospodarii satului au preschimbat cursul acestei activități. Prima ediție am făcut-o Port Popular, adică costume naționale, tradiții și obiceiurile satului, tradiții și obiceiurile raionului și chiar și întreaga oaspeți din întreaga Moldovă. Treptat am mai modificat, adică am mers Port Popular și a Pâinii, deoarece am implicat și agenții economici, au fost cointeresați ca să implici în festival agenții economici care recoltează pâinea, agentul economic care prelucrează, adică vreau să spun prelucrează grâul, scoace pâinea. Și de ce mergem acum la Port Popular și a Pâinii și gospodinele care coc pâinea. Ideea a fost foarte bună și deci noi mergem pe această idee și facem Festivalul Portul Popular și a Pâinii, a cincea ediție. Transmiterea obiceiurilor populare generațiilor viitoare este un pas spre continuitate. Acest festival astăzi, care este organizat în satul Mândâc, este la a cincea ediție a acestui eveniment frumos. Festivalul este organizat de către primăria satului Mândâc în colaborare cu Consiliul Regional Drochia și Direcția Cultură Raionul Drochia. Festivalurile se fac în toată Republica Moldova, atât și în toate satele din Raionul Drochia, deoarece prin aceste festivaluri noi transmitem urmașilor noștri tradițiile, valorile Republicii Moldova și ale satelor noastre. De aceea aceste evenimente sunt binevenite, pentru că atât timp cât noi vom transmite tradițiile și valorile Republicii Moldova copiilor noștri, urmașilor noștri, atât timp noi vom exista ca stat moldav. Această sărbătoare a fost colorată de expozițiile meșterilor populari, gospodarii și gospodinile care au servit localnicii satului cu bucate alese, cât și colectivele folclorice prin cântecele populare. Anii de experiență, relatează ele, au demonstrat de ce este important să promovăm valorile naționale. Este foarte bine că încă în ziua de astăzi se mai petrec și se organizează festivaluri, spectacole muzicale cu genericul de a promova tradițiile și obiceiurile populare. Ne bucurăm foarte mult că mai sunt organizatori, mai sunt oameni cu inimă mare care țin cu tot sufletul la aceste tradiții și obiceiuri frumoase. De ce noi trebuie să promovăm totuși tradițiile și obiceiurile populare? Pentru că trebuie de promovat generațiile care vin din urmă. Noi, cei care trecem din generație în generație, ducem lucru pentru a promova generațiile care vin din urmă. Pentru ce? Pentru a le face cunoștință cu toate tradițiile și obiceiurile. Atât că timpul este modernizat, suntem în secolul 21, noi, cei care suntem oameni din domeniul culturii, trebuie să avem grijă de a promova tot ce e frumos, ce aducem noi de la părinții noștri, de la străbunii noștri. Orice obicei, orice tradiție este frumoasă. Ea trebuie promovată și dusă peste ani. La festival și-au manifestat talentele culinare cât și artistice prin expoziții reprezentanții instituțiilor satului Mândâc, satelor vecine, cât și orașului Drochia. De asemenea, au participat reprezentanții Consiliului Raional, Secția Cultură, Tineret și Sport din Drochia, Administrația Publică Locală și agenții economici, care au făcut posibilă organizarea acestei activități.